A doua băutură de care am să vă vorbesc astăzi este martini. O băutură de care probabil ați auzit cu toții. Este întâlnită în orice bar de pe lumea aceasta. Este un darling, ca să zic așa, al barmanilor, folosit în nenumărate cocktailuri și în câteva cocktailuri care au făcut deja carieră. Dacă mă gândesc la Manhattan, un cocktail foarte popular în America, cu un pic de bourbon și un strop de bitter, sau celebrul dry martini, băutura preferată a lui James Bond, de unde și expresia shaken not stirred. Celebrul spion se refera de fapt la faptul că în combinația de dry martini intră gin, în cazul lui și un pic de vodka, pentru că el își dorea să fie un pic mai tare și își dorea să fie amestecat în shaker, nu cu lingurița în pahar. Dar noi vom vorbi astăzi de un cocktail mult mai fresh. Este vorba de Martini Royal, care se face cu Martini Bianco. Pentru asta ne trebuie un pahar de vin alb, puțină gheață, un sfert de lime, câteva frunze de mentă proaspătă pentru decor, dar și pentru a-i da o anumită savoare combinației. Punem martinii cât să nece un pic cuburile de gheață și adăugăm prosecco, îl punem încet, domol, ca să poate să precipite mai ușor cu martiniul. Iar la final punem un pic de apă minerală. Voilà, acesta este Martini Royal. Salut!